Ele, dar nu găsesc nimic de muncă nici pe site-urile astea așa de internet și internetul merge greu, rău de tot. Și face căr-căr-căr-căr-căr-căr când se conectează. Bă, dar eu la post amărât, furtuți internetul, mă, din gură, că nu mai vreau. La ziar n-am găsit nimic. Și ne-a George cumpără numai ziare de-alea cu... cu știri de-alea mondene, Sanchi. Nimic, abonere. Dar, până la urmă, never give up on your dreams, niciodată să nu... ceva. E... de-astea motivaționale, să nu te dai niciodată bătut, să nu știu ce... Cred că mă bag la o labă, dacă e... să mă bag... Ia. Alo? Alo, da. Cu cine care vorbesc? Ești? Alo? Cu cine vorbesc? Mihăiță sunt. Mihăiță? Da. Ești băiatul ăla mic. Ăla mic cu probleme. Cine e? Sunt băiatul de la angajări. Așa? Îți mai aduce aminte? Da, parcă. Da, mai știi despre ce era vorba, despre jobul ăla? E, da, un restaurant ceva, pe și eu căutam acum, eu am crezut că nu mă mai sunați. Și căutam de muncă. Da, din păcate, restaurantul încă nu s-a deschis, dar am mai multe variante pentru tine să-ți ofer. Da, orice, muncesc la orice, nu e problemă. O firmă de curățenie angajează. Firmă de curățenie? Da, pentru babi și moșnegi angajează niște oameni pentru curățat case și apartamente și așa. Mai multe chestii. E bun și ăla. Un restaurant la Hanul Capicolo, la Hanul lui Manuc, parcă. La Han? Nu știu dacă așa se numește, stai un pic, așa. Și mai era încă să stai cu babele noaptea. Stau cu babele și ce să le fac? Trebuie să ai grijă de babe, să le schimbi pampersul, să... Aolo, să le ștergi de căcat! Să le ștergi la cur. Nu vreau, la Han acolo, la Han, cu de picolo de la... Să le duc la oameni mâncare la mese sau ce? La Han faci ca picolo, da, să duci mâncare la mese. Acolo vreau, acolo, da. Nu vreau cu babe, cu d-alea, că n-am chef, cu blesteme, că la alea, dacă nu le ești bine la cur, dă cu blesteme, am auzit eu cu blestemele de babe. Cu curățenia nu ești interesat? Cu curățenia, pa, sunt priceput, așa că fac și-o curat acasă, în pușcărie la fel am făcut curat, nu e problemă. Adică în pușcărie, așa zic eu, s-a închis casă, că n-am fost la pușcărie. Deci... A? Da, fă, acum vin. Nu cu tine. Aha. Așa, deci cu curățenia. Da, cu curățenie, nu vreau, vă rog, la tort. Mai bine la Han. La Han? Da. E loc? Mai aveam eu un om și de asta ți-am zis cu curățenia. Ce om mai? Stai un pic, mă sună ăsta. Alo, da. Da, ți-am găsit job aici, la Hanul lui Manuc. Te interesează? Păi dacă nu te interesează pe tine, îi dau lui copilul ăsta. Am un copil. Da... Mă aude! E pe speaker, mă aude! Vreau să mă angajez! Taci un pic. Te rog frumos să mă lași. Nu... Alo? Mă mai auziți? Alo? Nu mă mai auziți? Închid, că poate mă sună la loc. Sau să sun eu? Ce să fac?
Așa, ăsta o fi fost? Ăsta cred că era. Și nu mai răspunde acum să vorbă. Mi-a închis manele. Ha, era ceva la han. Ia. Alo? M-auziți? Vin la han. N-am acoperire. Dacă ies afară și sunt afară. Alo, m-auziți acum? Da. Eram în casă, n-aveam acoperire, am ieșit acum. Să vin, da. Unde mă prezint? Hanul lui Manuc, știi unde se află? Da, știu adresa, că am mai fost acolo. E în paletul acela, e un restaurant deschis de ceva timp. Așa? Un restaurant foarte bine. Și... proprietarii sunt ok, se comportă foarte așa? Bine. Du-te și zic că te-am trimis eu. Așa. Mă numesc domnul Roberto. Domnul Roberto? Roberto. De la agenție, da? De la agenție. Bine, mă duc acum, e... încep de astăzi. Tu mergi acolo și vezi ce zice șeful acolo, patronul. Da, hai că plec acum, mulțumesc mult. Să trăiți. Pa. Tu-ți morți, mătii, de telefon cu acoperirea ta. Cu conexul, mătii, că n-are acoperire conexul la țară. Putu-ți morți, mamă, dar lasă-mă că e bine, bă, că... Ce? Bă, cum o să mă angajeze, bă, să-mi spăl babe la cur, bă, nene, bă? Babe, d-alea urâte care dă blesteme, bă, nu uitați ăștia care sunteți în momentul ăsta. Prezenți aici și bă, povestea lui Mihăiță. Ia uite-și pe asta. Merge șefule! Nu merge șefule, că a rămas în pană, prostule. Să! Și n-am benzină să-ți dau, să știi că eu folosesc amestec din ăla. Dă ulei cu benzină. A, ca la drujbă. Ca la drujbă, ca la trabant. Ai ce grijă. Aveți grijă mare. Te bupă. Pa. Băi, nene, bă. Vorbeam de ăștia, bă. Sunteți pe premiera vieții lui Mihăiță aici și e. Dacă nu dați like să moară, mă, dacă n-ajungeți la mâna babei, alea de... te duci să le îngrijești, să le speli la cur și din alea. Așa că mergeți, dracule, și... dați acolo și voi un like. Mă țin și un pic obosit, că nu prea am dormit aseară, mă întrebați și pe mine că n-am. Apropo, am fost și mi-am luat un bec de la, mi-am schimbat becul în spate. Am luat 50 de lei. Am luat 50 de lei de la Viorica și mi-am luat bec. Și acum pot să văd și eu cum pun un stop așa, cum se aprinde să vadă lumea, să nu primesc nici amendă și tonale. E ce trebuie, mărere, viața e frumos. Așa că dați like să nu... vorbesc cu babele alea multe de la internat, de acolo, să vă dea blesteme pe viață. Un like egal un blestem pe mine, să moară, mă, adică eu nu mă juram pe mama care e moartă degeaba, știi ce zic? Și merge, măi, dăm blană pe autostradă, merge la muncă. Mamă, dar chiar sunt obosit rău de tot, sper că... în prima zi de muncă nu e chiar atât de mult de muncă, știi? Să fie să încheșe zi din aia de acomodare, mă! Înțelegeți? Să fie să încheșe de acomodare ca să nu... să nu muncesc eu mult de tot să mă rupă. Și după aia vin a doua zi, a treia zi, a patra zi, o lună, două, un an, doi, trei, cinci, șapte ani. O trebuie pe asta, o trebuie pe asta, băi! Băi, fratele meu! Mamă, m-a încăcat pe mine, lasă intre mine, nebunul! Aoleu, mamă!
Ajungem acum imediat la... la Han, băi, șmecher, mă, la... acolo vine... acolo vine toți nebunii cu bandă-n aia, multe și... răgușesc să mă arămă, mai de la oboseală, de la ce-o fi, nu știu ce, dar răgușesc. Trebuie să o dau mai încet aici pe viteză, că... am prioritate, șefule! Și-am prins și verde. L-am prins pe verde, dă, ba, mă, uite-l pe ăsta, uite-l pe... bă, nu mai stai pe mijlocul străzii! Ia uite, încă un verde prins, moară, mă, e ce trebuie, bă, astăzi parcă e ziua mea norocoasă, așa. E zi norocoasă astăzi, bă, că nu mai verde de-astea prins. Dacă și ăsta e verde acum, e clar că o să am noroc toată viața. Și bineînțeles că a fost roșu, că n-am. Cât noroc să aibă Mihăiț! Cât noroc să aibă Mihăiță, că... parcă să ținea norocul după mine așa. Haide, bă, cu verde ăla! Haide, bă! Ăla-i tăci! Semnal dreapta frumos! Aici ne asigurăm să nu ne ia careva în gură. Și ne băgăm pe stânga aici. Mergem către Han, băiatul meu. Au rupt pe stânga, trebuie să iau, dar las că e bine și așa. Mama, să vezi ce mă angajez eu să fac cu banul meu. Să-mi iau îmbrăcăminte din aia bună. Bine, nu că asta pe care mama mea nu e bună sau ceva. Ia uite, mă, am parcat ăștia pe 7 locuri. Las că o parche și aici. Așa, scoatem cheile din contact ca băieții. Ia uite. Am luat, uite că la George avea treabă pe aici și el era tot cu... sau nu mai știu. Era de mult rău de tot. Ce? Care ți-i parcă, mă, mașina și-a putut zmor singură pe două locuri pe diagonală? Avo? E cineva aici? Ce? O, țigane! Știi, bă, e pe undeva șeful de aici? Nu știu că n-am văzut, că aștept și eu aici. Aolo. Trebuie să vin odată. Alo! O fi înăuntru aici? Vezi, caută-l, că m-am apucat de căci pe aici. Da, așa. Alo? Aoară, mama. Să trăi, Brânea, George! Ce faci, bre, pe aici? Ce faci, bre, te joci rămă? Stai, sunt că aici e... e liber! Brânea, George! Bă, băi! Știi unde e șeful de aici că trebuie să mă angajezi? Dar tu ce cauți? La angajare, bre! Tu trebuie să vii, aoleo! Aoleo, și tu ești șeful? Nu eu... sunt eu șeful, aici mai sunt alte afaceri, dar nu știam că te trimite pe tine ăla. Păi m-a trimis domnul Roberto, de la agenția de angajări. Da, da. Forțele de muncă să mă angajez aici. Da, 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 știu. Dar nu știam că tu ești. Păi, eu sunt... dacă e. Mă iei? Păi nu trebuie să iau, trebuie să rugi cu ăla, că e complicat de asta, e multe hârțograi din astea. Poți așa. Să lucrezi de când vrei tu, acum că și așa ne știm pe aici, nu contează. Păi eu mă bag, îți dai seama, să muncesc, să fac treaba. Lucrează liniștit.
Momentan... Zi. Ziceam de îmbrăcăminte de aia de bucătar, bre. Da, vezi cu găzanul, să ți-l pui pe undeva, pe în spate, nu în frigider. Pe în spate, pe aici, pe unde vrei tu, să nu... Aha. Mi-l las și eu pe scaunul ăsta aici, așa? Uite așa aici. Și iau comenzi și de-astea, nu, bre? Da, ce-am da, de da, făcut? Da, da. Din asta, picul. Adică ospătar, Sanchi. Picul e mai jos de ospătar. Ospătar e mai... Acum... Iau comenzi, bam, le duc la masă la oameni ce-au comandat. Și bagă să dă baie și-aș bagă. Da. Bun, așa. Hai că mă apuc. Ia că... A, sunt și clienți. Nu știu că sunt clienți. George! Plecăm, ai terminat? Aolo. Hai să plecăm, George. Păi... Dar ce caută ăsta, ăsta micu? Unde era aici? Să rămâna să trăiți, bine ați venit la restaurant. La Han. Pot să vă preiau comanda? George, vezi că puteți, sunt minor, dar nu dă-ți înapoi după aia sau? Poftim? Nimic. Da, adu și mie un meniu, băi copile, că mie nu mi-a adus niciun meniu aici așa. Meniu? Un meniu, ceva de băuturi, să știu ce beau și eu. Păi să vă prezint băuturile? De? Avem șampanie Moet. Cola Fanta Sprite de-astea, de fapt cred că avem doar cola. Nu mai știu ce mai aveau ăștia aici. Mici, dacă vreți, friptură. De-astea. Mai așa, mai tradițional românești. Bere, avem și bere. Mie o bere. O bere? Niște mici. Niște mici. Mici, așa. Doi mici. Doi mici, o bere. Iar la dumneavoastră, țigarul meu numărul. Să fie 6 mici. 6 mici? Și hai 2 bere, așa. 6 mici, 2 bere, dar la dumneavoastră o bere și 2 mici. Imediat. George, ai venit să ieși comanda la tine. Așa ca mine. De? Deci de să iau? De la din șatră? Sunt 3 bere din astea. Ești curatat de talent frumos ce ai tu. Și 8 mici. M-am pus aici așa la masă cu tine că n-aveam unde să merg. Mici de porc, cred că vrea. Mici de oaie, le dau mici de oaie. Așa frumusețe, nu? 8 mici! Da, ești frumos rău de tot. Normal. Mă jur. Așa. Tu ești de aia de... Deci 200 plus... Așa ești gratat, 14. Ești așa negru, cum îmi place mie, așa ești așa de negru, băi. Așa. Ce să fac? Imediat vine. Auzi? Auzi. Hai să-ți dau de noroc, vrei? Înghicești? Înghicești? Când vrei tu să zici când cafea în bob de mandăre, în bob de orez? Zi că nu mai pot, abia aștept. Da, vezi că scump. Scump, cât de scump? Oară mamă, de mai găsi asta aici. Nu-i problemă, dacă plătesc. Bine. Bine, au venit berica pentru domnișoara. Imediat o vă servesc. Deci, promă, ce căută aici, fă, că n-am înțeles. Mulțumesc. Păi, nu te să plecăm, ai zis că se angajează cineva și văd cum... Iar la domnul două bericioi. Păi mi-ai zis căcatul ăla de la clădire de acolo. Și imediat vin și micii. Păi și tot așa, îi trimite pe cineva. Păi, dar n-am găsit eu, că nu am cupat ăla sau... Mici, e gătiți pe aici, pe undeva, iar ește. Așa? Nu-i curs. Pentru domnișoara, 2 mici. Hai, te pup. E simpatic așa, cum te cheamă pe tine? Am luat și mie comanda astăzi. Mihăiță mă cheamă. Răbdare, mă.
Nu te supăs. Iar pentru stimatul meu, domn, 6 mici. Mă scuzau, e pe stop, domnul. Da, lucrezi aici, nu ești pe stop. Da, vă înțeleg, domnul. Poftim? Nu ești prea mic să lucrezi aici? Nu, am 17 ani. 17 ani? Da. Nu să fie. Dacă mai doriți ceva, mă chemați. Sau dacă doriți nota de plată, ridicați așa degetul și strigați. Grason sau ceva. Anunță. Așa. Bună seara. Bună seara. Cine e, dar câți ani ai? Poftim? Câți ani ai? 17 ani. Vă pot servi cu ceva? Da, o bere, dar ai voie să servești băutura cu orice? Păi eu vă servez dumneavoastră. Aveți peste 18 ani? Am 22, dar mă refer așa că ai voie să servești la local băuturi cu oameni. Da. Eu doar le servez, nu le consum. O bere? O bere, o bere. Ce bere vreți? Timișoreana sau de care? Bergambir? Bergambir, doamne, Bergambir. Imediat vine, domnul. Cu spumă să fie, doamne. Cu spumă să fie. Cu agitorac. Se, Bergambir, o bere. Asta nu-i prea mic să lucrezi aici? Nu știu, mă, că un metru. Dă-o-te pe femeia asta, ce frumoasă. Păi cu cană. Așa. Dacă se împiedică ca de aici, nu, se împiedică aici, ajunge dincolo. Când doriți rota de plată să-mi spuneți, ridicați degetul și strigați, grason! Da. Tinere. Nu prea am încredere, George, să nu ne fure cu banii. Mă auzi? Da? Cine e doamna aceea de s-a plimbat patina de pe aici? Care doamnă? Aaa, da, cu craci mare are și pulpițe mai astea mai special. Nu știu, eu sunt doar angajat aici să văd băuturi, mâncare. Nu vrei să faci un ban mai mare așa? Nu, mulțumesc, sunt mulțumit cu locul meu de muncă. Vreau doar să-mi aflui numărul lui aia. Da, primi nicio șpagă până acum, bine, am două mese ocupate. 214 lei în dreapta și 7 lei în stânga. Trebuie să-mi plătească. Și dacă îmi doar cere nota de plată, bam, 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 bam. Ai zis bună ziua, ai zis de toate? Am zis, m-a prezentat. Da! Vezi că te strică țiganca aia. Da, să rămână. Am cu copilul meu. Că te văd așa, că ești mititel așa. Hai să-ți dau ție niște bani așa să ai de portofel. Da, zâna mea. Dar fii atent, dacă vrei ghicesc. După, că te văd așa mai cu talent, mai haladit, așa. Aș vrea să-mi ghicești, dar după ce e de la muncă, că să ia ăștia de mine șeful. Ia de aici, copilul meu. Ia. Mersi, mulătu, să dea Dumnezeu sănătate și ție și la bărbatul tău. Nu-i bărbatul meu, l-a găsit aici, l-am agățat. M-a luat. E bun rău de tot, îl știu, e țigan de vatră. E de la pentru mine. O, poate mă umple de aur. Păi da? Să vii la mine să-ți ghicesc. Voi veni. Fă vă mai pot servi cu ceva? Dar ce fac astea, George? Nu, bre, că uite, berea asta mi se pare că are un gust oribil, așa nu știu. E bere foarte proaspătă, să știți. Și rece. De ce așa? Unde e rece? E caldă toată ziua. Vă aduc nota de plată? Lăsa să contenim berea asta. Și cu siguranță nu e problemă. M-a luat ora pe capul, doamne. La berea asta caldă. Mi-a apăsat pe butoane pe acolo, că strici alea dreacu, ne faci pe aici. Berea e cam caldă, s-a plâns nenea la acolo, că e berea caldă. Zi cum te cheamă să nu te striga, zi pe numele. Da. Cine s-a plâns? Nu știu, e frig afară, adică, na, e... Păi e cam frig afară, na. Temperatura camerei așa, nu e chiar... Mă duc să mai adori să zic, băi, că aici să bea bere la temperatura camerei, mă, că ești la restaurant șmecher. Da, aici e așa mai de... Băi! Da. Ai ieșit să bea bere la temperatura camerei, mă! În restaurantul aici, la Hanul Manuc. Gata, mă, cel mai beau mai târziu, mai stau dacă mai dau o bere, că... Că ești oricum frig afară! Nu, scuzați, deci, momentan, nu ne merge frigiderul, așa trebuie la temperatura potrivită. Ce a făcut antivioric? Grason! Da! O secundă, Să rămână! Zâna mea! Se pare pe regulte.
Vă ascult. Nu, mici ăștia sunt mai nefăcuți așa, cu cine vorbesc eu? Aoleu, mici nefăcuți? Sunt nefăcuți, cam așa nefăcuți. Dați încă să gustul mic eu. Ia și gustul. Bine, mi se pare bun, bă, cu plicul ăsta, bre! De făcut, dumneavoastră, cine sunteți, domne? Sunt manager, Nu mai au plicul ăsta, revin imediat să am o discuție cu manager. Domnule, mai nota de plată, domnule! Unde este baia? Vreau să-mi fac baia la antre. Nu, lăsați-i. Nu mergeți la baie, când dați țeapă, că nu v-a plăcut nici berea. Berea costă 7 lei. Imediat de viață, da, să stau la chestia să mă așez. Sigur. George, vezi că pleacă toți clienții, pleacă toți clienții. 7 lei vă costă, vă rog. Stau la chestia să mă așez. Stai să găsesc portofel. Așa, 7 lei. Bere bergambir pentru domnul cu părul verde, îmbrăcat în gri. De la masa 7. Da, așa, face bani în portofel, da, da, da. Sigur. Așa o problemă, domnule. Care? E micii nefăcuți. Cum? Păi cum? Ce e? Micii e nefăcuți, n-au sfârșitul din spate. Mă rog frumos. Haideți, vă rog, să-mi faceți plată. Mult. 2 lei? Așa vorbesc eu, zâna mea, așa vorbesc eu. Domnul, domnul meu drag, mai trebuie să îmi dați încă 5 lei. Dacă nu, încă 5 lei? Păi ați dat 2 lei, mai trebuie 5 lei. Pachează 2 lei, domnule. 7 lei am zis, 7. A, stați-mă la mașină, domnule, să iau... Nu la mașină, că dacă ieșiți, nu am probleme cu șef. Încă 5 lei! Ai rezolvat? Ce se întâmplă aici? Domnul a avut doar 2 lei și trebuie să mai dea încă 5 lei pentru berea consumată. Du-te tu! A dus așa bani de la mașină. Ce facem aici? Plătim și noi. Nu știu că-i bici de făcut, ce drept. Băi, că nu e bani. Dași la copilul ăla, dași la copilul ăla pe 50. Da? Bate-ți joc de copilul. Vin aici. Plătesc, plătesc, să ajung și eu la mașină să am bani. George, asta vrea să fure. George, vrea să fugă fără să plătească. Da, George. Zice doamna de aici că e mici de făcut. Păi și ce prea am făcut eu? Păi nu știu. Păi eu sunt Piccolo. Eu i-am luat acolo de la bucătărie și i-am adus la ei. La bucătărie sunt așa, ne pare rău. Dacă vreți, vă aducem alții. Sau vă, nu vă punem mici pe bun. Și eu care vreau așa să mănânc ceva aici. Cred că aleșinată la afară. Keller? Da? Mă întorc bine. Încă o veri la băiatul. Dar nu pot, aoleo, haide. Țiganul meu la masă, mai ne bem bere. Bună seara, bine ați venit la Harul Romanului. Da, m-am găsit. Cu ce vă pot servi la această seară, mirabolantă? Încă o veri la băiatul. Ce bere doriți? Ce aveți? Avem bergambir, avem... Timișoreana și cam atât, cred eu. Te las pe tine, Saluci. Bergambir să fie. Bergambir imediat vine la domnul. Am o bere. Bergambir, ia să vedem aici. Tu trec aici, da? Da, la masa... La masa 1. Mamă, cred că m-au otrăvit. 7 lei. Nu-ți mai fă o pec. Uite-te aici. Berea dumneavoastră. Mulțumesc. Mersi. Crason! Vezi că te strigă-te. Da! Mai aduci și mie o bere, te rog. O bere de care, Timișoreana, bergambir? De care o fi? Care e mai bună? Vă recomand Timișoreana, că e mai... Mai e bun așa la gust un pic. Timișoreana, da. Imediat vine. Poate aia e făcută. Ne George? E cald. Aoleu, moare. Ceva de-a volat. Bre, ne George? Micii e scos după... E scos micii după... Nota? Da,
Ai zis că vrea mici scoși? Nu știu, nu cred că a zis. Păi du-te și vezi. Au 4 beri, 7 ori 4, 28. Păi du-te și vezi. Plus 200. Și berea dumneavoastră la temperatura camerei e puțin mai frig decât camera. Oh, e bună și la temperatura camerei. Era mai bună dacă uitați-i. Era gai. Mulțumesc, mulțumesc. Bă, țigare, să moară mama, zici că ai mâncat până acum numai la restaurante de alea din afară. Și ai venit să faci mie probleme, să moară mama. Să se ia ăla de mine. Tu o treacu de treabă. Auzi, să-mi scoți și mie micii de pe bun. Să scot micii de pe bun? Da, că e cruz, dracu. Imediat. Nu era George de ce să scoată micii de pe bun? Are doar 4 beri până acum. Așa, așa țigan și țigan că urâtă n-am văzut în viața mea să moară. Adevărat. Vă mai puteți fi cu ceva? Încă o bere la băiat. Încă o bericică? Ia-o, ia-o pe asta că e goal. Ia uite-l prost ești. Ia. Ia-o, ia-o pe asta. E bine. Ajutor. M-ați otrăvit, domne. Așa. Bună seara, agent principal Mugăreu Ochelea de la Poliția Română. Berea la dumneavoastră. Unde este domnul George? Da, 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 că eu sunt vedeți că mâna aici. Auzi? Dar dacă fac eu cât aici, s-o supăra șeful? Nu știu, întreabă-l, poate te și plătești. Poftim? Ia să-l întreb acum. A băut aici înăuntru și a început să facă scandal. Se întoarce aici, nu plec. Nu e problem. A băut mai devreme aici înăuntru. Da, berea măcar a fost bună. Cum mă drag pe el? Numărul 1 pe ospătărie și pe locolătărie de asta. Să vorbesc cu șeful tău să... să-ți dea mai mulți bani, că tu ești drăguț așa, dar nevasta la șeful tău e îngânfată rău de tot, l-au ar draci pe ea. Aia de acolo o știm să moară mama. Șeful, mă ocup și eu aici dacă nu sunt... Aolo, da, e îngânfată rău de tot. Domnul... domnul George, pe care îl vedeți cu bască de-asta... Cowboy, este cu asociat sau ceva pe aici. Să rămână, domnul George. Să rămână. Domne, îmi plac papucii. Berea, verifică localul. Mulțumesc, sunt noi. Ia la din târg azi dimineață, uite ce frumoasă. Ți-am tăiat, da, mai de-aproape, că am unghiile urâte. Aolea! Stați așa, stați așa, țineți-l că să-i dau amendă până îl las cu dumneavoastră. Nu băgați seama aici că s-au văzut băieții aici, s-au văzut băiatul ăla. Dar nu e problemă. Păi ia vedeți, puneți-l aici pe ăsta. Zi, fă ce că-mi notă. Să vă iau nota de plată? Nu, mă duc afară să fumez, revin. Bineînțeles. Stoleacă cherchelit. Îi cerem nota plecată. Nu știu cum vrei tu, dacă vrei mai stăm, dacă vrei... Hai să-ți ghicești, stai jos aici să-ți ghicești. Ah, păi mi-ai promis că-mi ghicești. Să-ți dau de noroc. N-am văzut, scuze. Ia ghicești. Stau jos? Stai. Stai și dă mâna încoa. Ie. Ia, fiertă, stai. Da, așa, să vedem ce vrea copil. Da, copile. Mă uit și eu, bre, să vă cum ghiciți acum. Acum, acum. Ia zi numele tău de botesiganul meu. Tuci, mi se zice. Da, așa. Tuci? Tuci să fie. Tuci, Tuciosu. Câți ani ai, domne? Păi așa e frumos să mă întreb. Păi, femeie și nu știu eu, ești muiere, da mea. Zi câți ani ai, drag, că ești bărbat. Pentru dumneavoastră. Deci fii atent aici. E mai bătrân de 48. Ce-ți zic? Păi, uiteați cum a sparcat, adică despre... Fac nota? Deci tu o să ai... Cred că... nu știu că nu merg. Dar dă cărți lui ăla, îi dă... citește-n palmă. Fără vrăjare aici, vă rog frumos. Ce reca zi? Ce vrăjare, că eu... eu la mine mă scuzați, cu asociatul și semișeful din acest restaurant m-a trimis să vă transmit că fără vrăjitorii. Da, și de asta ziceam de... cu șeful! Nu fac, domne, nu vin cu vrăjele aici, fii atent să zic și de ce, deci fii atent. Mă vezi că eu n-am nimica pe mine, așa, vreun farmec, vreo carte, ceva. Pe vânt! Citesc pur în ochi și în palmă.
Nu citesc altundeva. În ochi, în palmă, în bob de mazăre, în bob de cafea, în ce vrei tu citesc. Citești și în zaț? Și în zaț citesc, da. Mă scuzați că vă întâlnesc. E pe bune, bre, atunci asta. Domnul George. Ce s-a întâmplat, da? Dumneavoastră a sunat, nu? Da, da, eu. Sunteți sigur că este doar de la băutură sau are și ceva... Eu nu știu, a venit aici, era ucit și aici, pot să zic, uite, copilul, băiatul a servit la dânsul, a servit bere. Da. Plece înainte, să facă și... I-am servit două beri. I-a servit două beri? Aha. Păi atunci o să mergem cu dânsul la spital să facă domnul medic, să ia probe de sânge și dacă s-a adeverit că era sub influența băuturii, și că a făcut, ziceți că a făcut scandal pe aici sau? Da, da, urla pe aici. A făcut, da, a urlat astea. A făcut scandal, nu? Și a plătit, nu știu care, i-am dat la unul două bere și la altul o bere. Și unul care a plătit, care a luat o bere, a dat 2 lei, dar trebuia să mai dea încă 5 lei, ca să fie 7 lei cât o bere, că o bere e 7 lei. Și mai trebuia 5 lei. Am înțeles. Haideți, vă mulțumesc mult, domnul George, să-mi dați o semnătura aici, rog frumos. Da. Pentru declarație și o să ne ocupăm de dânsul. Așa, deci așa, mare necaz să fie pe capul. Ce necaz? Nu mai ține. Seară plăcută. Nu știu exact, adică văd, ai, n-ai copii. N-ai copii acasă. Nu. Ah, sorta încă trăiește, este? Da. Vezi că... Fiate, vrei, meserie. Dar vezi că mai copilul. George, iubirea mea, când e luna șaptea, o să meserie. Cadă pe scări și o să moară, dar fii atent, George, că pe tine nu te afectă. George, plecăm și noi, că ai zis că e ziua al talimperă și da, mergem da, și da, noi. Da, o să fii bine rău de tot. Ce vrei acum? Pentru că după necazul ăla, mă trebuie să faci tu, o dezmoștenește de tot. Și-ți duce tot bani. Șefule, în copii, că nu mai... Din păcate vă văd așa că m-am metit și nu m-aș prea vrea să vă mai servesc în cobere. Vă pot aduce nota de plată dacă vreți. 7 cât e bere? 7 lei bere, ați luat 2 bere, 14 lei. 17, 18... Ultima comandă a fost adineaori, că nu se mai primesc comandă. Ultima comandă a zis. Gata, să dă sângere, mie cam vine așa pe gât greaț. Deci nu-mi pare rău deloc. Îți pare puțin, dar îți trece repede cât un pic de bani. Nota 7, 18 lei cât? 14 lei. Vă fac nota? Imediat. Da, să faci nota la ia bani aici, vezi să nu... Vă mai aducă ceva că facem nota. Mulțumesc. Nota de plată, vă rog. Și cu tot pac și și. Dar să-ți aducă puștul ăsta. Mulțumesc mult de tot. Hai să vă conduc până afară, să nu cădeți. Ce să... Aoleu! În partea altă, în partea altă. Domnilor, v-am zis să eliberați zona. Dă-i că mergi. Să nu vă urcați beat la volan, vă rog mult de tot. Ce să meargă, că merg să... Ceas. O dimineață bună. Merg cu mașina. Sau seara la fi. A primit șpagă 4 lei, vreți să-mi barăm? Ia nota, ăulă, ia nota aici să duci la ăia acolo. Nu, mă, a, la ăștia de aici? La ăia acolo. Aha. Uitați aici nota. Cât costă, domnule, că eu nu știu citesc. N-am ochiul, adică i-am dat. Ați avut 4 bir, 7 lei fiecare. 7 cu 7, 14, 14, ori 2. Eu n-am avut 4 beri, am avut 2. Nu, dumneavoastră două, iar bărbatul tău, la un loc, două, patru, bine, bine. 14 lei cu 14 lei, 28. Lasă că-i plătesc. Stai că-i dau eu bacșiș din loc, e drăguț rău de tot, copil. Mersi frumos, sora mea. Te dă-i de aici, ia. Mamă! Vă mulțumesc din suflet, e prima mea zi de muncă aici. Mulțumesc frumos! Vin la mine să-ți ghicesc, copile, că văd că ai viitor bun. Vin la tine, vin! Mă duc până la peci să închid și ne vedem aici în bucătărie. Da, să nu vă pierdeți. Vă mulțumesc și vă mai așteptăm pe la anul urmanuc. Mai venim? Să mă cam mișcuzi.
Haide, țiganul meu, du-mă acasă, hai că micile ăștia e cruz rău de tot, nu mi-a plăcut. Yes. Deloc nu mi-a plăcut de ei. Dar berea a fost bun. Berea, da, copilul ăsta e bun rău, dar nu mi-a plăcut mâncarea deloc. Dă-i tu carne, dă-i a dat a țigane. Da. Aoleu. Mă rog frumos și tu, domnul de jos, mă rog frumos ce faci. S-a închis, mă. Negar! Hai pe jos, că e polițianul ăsta aici și mie că îmi zice că am parcat aici. Negar! Când zice că am parcat aici. Unde să plecă? Haideți, vă rog frumos, eliberați zona mai repede. Ce facem? Facem scandal pe aici? N-am făcut scandal. V-am înțeles că ați băut, dar totuși... Cum mai plecă de aici? Gata, bre, poți să ieși, stăpătură, să închei? Vă rog, a venit. Au plătit, doamne, am lăsat bani acolo. Chiar mai sunt taxi. Hai la bucătărie. Hai, chem. Imediat. Așa. Așa. Să dau pentru astăzi. Alo? Bună ziua. Da. Dorim și noi un taxi la... Cum se cheamă pe aici? La Hanul Lumanu, care e restaurant. Da, fix în față, suntem 2 inci. Hai, negri, ne vedeți în întuneric, adică... Așteptăm. Cinte pentru astăzi? Uuu, 50 de lei! Lecă, bă, de aici! Da, cu ce mi-ai făcut tu cu astea acolo, e... Am mers astăzi. Vrei să iau apă sau ceva de mâncare în drum spre casă, bră, că mă duc acasă. Nu știu dacă mai e apă, niște apă minerală să fie și un suc. Aha. Hârtie igienică mai e, nu? Da, seama cu hârtie igienică e, da. Da, seama și eu găsit. Cu mașinuța aici? Da, e mașinuța acolo. A, bine, hai că am plecat atunci, că mă duc cu nebă, cu aia. Bă, unde ești? Fă, mă scuzați. Și iubire, cum stau făcut cu noi? Păi... Trezește-te, mă! A leșinat altul acolo! Bea ăștia de leșină să moară, mă! Ai o țigare! La ce șește țigări? Trezește-te, mă! Să aveți o seară bună, domnul polițist! Da! Gata, mă duc acasă! Băi! A fost așa șmecheră prima zi de... Da, mă, că mie chiar mi-a plăcut să moară, mă! Iar am greșit drum! Mie chiar mi-a plăcut, sincer, să fiu cu toate, că mai dai de boschetar, de dânastea, da? Ce să faci, mărăle? Am ieșit cu 5 lei pe minuț astăzi, că n-a dat ăla. Dar! Am ieșit pe blus cu vreo 100 știu al lei. Plus că 50 de lei de la muncă. Vreo 200 și ceva de lei. Acolo, pe plus, astăzi e bine, zic eu. Fac și o treabă acolo. Vă mulțumesc, fratele Mihăiță! Bună! Vă mulțumesc, Mihăiță, pentru atenția curtată, dacă v-a plăcut. Nu uitați să dați și voi acolo frumos un like, brun rău de tot. Și ne vedeți data viitoare și vă scepă la han pe acolo, poate vă prind să dați și voi o șpagă ceva. V-am pupat! Aaaa!